Cifra persoanelor infectate cu noul coronavirus din cadrul centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din satul Bădiceni este în creștere în ultimele zile. Dacă ieri numărul persoanelor infectate în această localitate era 97, astăzi deja bilanțul se ridică la 123 de persoane. Potrivit șefului centrului de sănătate din localitate, din numărul total de persoane infectate în cadrul centrului, circa 30 sunt angajați. Din aceștia, 25 se tratează la domiciliu. În prezent, în sat, în afară de lucrătorii care lucrează la centrul de plasament, noi nu avem bolnavi cu COVID. Deci satul, în afară de, mai repet odată și chiar vreau să accentuez, satul, în afară de persoanele care lucrează la centrul de plasament, tot satul este sănătos la moment. Persoanele la centrul de sănătate de plasament au fost testate ca să depistăm pacienți cu maladie. Au fost executate un șir de teste și până în prezent noi avem 29 de pacienți, dintre care 29 de pacienți, dintre care 2 la tratament staționar și 25 la tratament la domiciliu. Toate persoanele care la moment se tratează la domiciliu în număr de 25 de persoane, toate sunt forme ușoare. Dar, stimați cetățeni ai satului Bățin, starea poate să fie la moment ușoară, dar peste 2-3 ori e poate fi gravă. Noi ne-am adresat și vreau să vă spunem încă o dată și să accentuăm. Persoane la domiciliu se tratează acelea care au vârsta între 18 și 60 de ani și fără comorbidități, adică fără alte maladii, care sunt. Cea mai deasă dumneavoastră, o auziți și televizor, este diabetul zaharat, hipertensiune arteriale, boli cronicile a sistemului respirator, rinichi. Deci în cazul când dumneavoastră sunteți depistați cu COVID-19 și aveți o vârstă mai mare de 60 sau copii până la 18 ani, conform datelor, ei trebuie să tratate în staționar. Primarul localității, Marina Vornicița, susține că nu este clar cum a ajuns infecția în cadrul centrului de plasament. Până în data de 11 mai a fost tot liniște în sat, n-am avut niciun caz, a fost cazul care de la salvare, un caz, s-a tratat tot normal, a fost negativ după tratament, însă pe data de 11 au fost luate probe de la internatul psihoneurologic din satul Bădiceni. De unde s-a pornit, cum a ajuns COVID-ul în internat, nu pot să spun de unde proveniența lui, nu cunosc. Și nu cunoaște nici directorul instituției, de unde s-a apărut, cine a fost infectat. Eu am sunat câteva persoane și am întrebat care este situația la momentul adânși care sunt pozitivi la COVID-19. Nu au febră, nu au nicio simptomă, nu primesc nicio lecuire, adică că n-au nimic. Dacă o să apară ceva întrebări, ei mi-au promis că o sună medicul de familie, ori să anunță primărie, dar mai repede că o sună la medicul de familie. Dar toți care sunt în contact sunt în carantină, adică dacă soția este pozitivă și bărbatul tot este în carantină de 14 zile. Pentru că centrul de plasament se află în afara localității, pericolul de infectare în rândul sătenilor poate fi redus dacă localnicii care au fost în focar vor efectua testele, iar cele care au intrat în contact cu persoanele suspecte vor fi examinate de medici. Sunt însă și persoane care nu doresc să efectueze testele. Ultima oară am chemat la triaj ca să facem investigația, din 64 au venit numai 9. Acum, chiar mâine, noi iarăși facem un test. Facem test la cei care sunt în contact cu bolnavii, aceștia 25 care se tratează la domiciliu. Iarăși noi sunăm la toți, le spunem să vină ca noi să depistăm activ. De ce noi depistăm activ? Fiindcă aceștia să nu mă lipsească părinții, frații și rudele și tot în anturajul lor, ca noi să știm ce este situația la dânsul. Sunt persoane, știind de la medicul de familie, sunt persoane care nu vreau să streacă testul. Suntem streacă testul, nu vor, mă sunt normal, pentru ce să mă duc eu să fac testul. Am spus de luni, vrem să îi aducem la cunoștință pe toți,
cu rugăminte să treacă testul care a fost în focarul de la instituția, de la internatul psihoneurologic. Fiind prin focare, nu cred că este corect, nu de făcut testul. Este pentru binele lor și pentru binele la cei apropiați. Primarul mai susține că localitatea ar putea intra în carantină. La moment însă situația este monitorizată de autoritățile locale și de polițist. Conducându-ne după numărul de populație, suntem aproape de carantină. Însă ne străduim împreună cu președintele raionului, poate să evităm să nu fie carantină în sat, deoarece se blochează satul, este primăvara, este de lucru în câmp, sunt multe lucrări care o stopeze din cauza carantinului. În afară de aceasta, încă și multe cheltuieli care eu cred că nu se merită. Dar vedem după situație câte persoane să avem. Noi ne străduim să monitorizăm satul împreună cu medicul, cu polițistul, să ținem sub control situația care o avem și poate să scăpăm fără carantină, să nu punem sapă în carantină. Atât medicul cât și primarul îndeamnă oamenii din localitate să respecte regulile de prevenire și răspândirea infecției COVID-19, dar și să se atârne mai serios de situația creată în localitate. Avem stări grave, avem stări cu sfârșit letal. Nu ne jucăm cu această maladie. Noi să vorbim așa, nu ducem un război cu virusul. Și el răpune vieți omenești. Această persoană răpusă de virus poate să fie fratele dumneavoastră, tatăl dumneavoastră, copilul dumneavoastră. De atâta eu vă rog maximă atenție și îndeplinirea tuturor cerințelor care sunt necesare. Aș mai vrea aici să adaug. Sunteți acasă dumneavoastră, nu trebuie să ieșiți din anturajul ogrăzii. Toate persoanele dragi trebuie să fie 14 zile aparte, în alte încăperi, să nu contactați cu dânșii. Plus la aceasta, după 14 zile, noi mai facem un test. Și dacă este testul negativ, atunci încă 14 zile vă aflați la domiciliu, ca mai apoi să puteți activa, să fiți, cum a spune, liber, să îndepliniți toate cele necesare. Dragi cetățeni, vin cu o mare rugăminte la persoanele care sunt tratate, care stratează acasă. Dacă apar careva simptome, vă rog frumos să apelați la medicul de familie. Dacă apar careva probleme, poate cu medicamente, cu aprovizionare, ceva, întrebări, se întâmplă mult în familie. Vă rog frumos, contactați-mă pe mine, sunați la primărie, venim cu un ajutor care nu știm. Pentru produse alimentare, poate ceva se întâmplă, vă rog frumos sunați, suntem la dispoziția dumneavoastră, și medicul de familie și primărie. Eu aș vrea să vă mulțumesc și să vă doresc multă, multă sănătate, aveți grijă de cei dragi, stimați-vă și păstrați, vă rog frumos, distanța. Dacă nu este necesitatea de a ieși din cursurile dumneavoastră, vă rog frumos, stați acasă. Cât e posibil, poate mai repede scăpăm din epidemie care a căzut peste satul nostru. Eu vă rog frumos, haideți să nu ascultăm toate minciunile care sunt spus, pensat de niște persoane care nu știu, ori ne vreau rău, ori ne vreau binele. Haideți mai bine să lăsăm toate vorbele rele la o parte și să ne gândim în primul rând la sănătatea noastră. Dă Doamne să fie minciună și să fim cu toții sănătoși, dar mai bine trebuie să ne protejăm și să nu ascultăm vorbele care spun că e minciună. În total, astăzi în raionul Soroca au fost confirmate 31 cazuri noi de COVID-19.